Bine te regăsesc! Fii recunoscător că ai primit chemarea și că ai răspuns la chemare, alegând să fii aici acum. Trezirea spirituală este întoarcerea lui Isus sub formă de conștiință cristică. Dacă ai ales să te conectezi la iubirea nemărginită a lui Isus, atunci sufletul tău este pregătit. Te invit să te așezi comod, să te pregătești așa cum se cuvine, în interiorul tău, să te relaxezi și să-ți deschizi inima. Inspira adânc. Eliberează-te de orice gând. De orice grijă. Relaxează-ți corpul. Mintea. Inspiră ușor, dar profund, în tot corpul. Alege să eliberezi orice formă de stres. Să te deschizi acestei dimensiuni spirituale. Și să primești în inima ta iubirea divină. Ochii să fie închiși, corpul relaxat, lejer. Conștientizează-ți propria ta prezență. Este suficient să știi că ești. Să observi gândurile. Să alegi să nu le dai atenție. Să ții toată atenția pe tine. Inspiră adânc. Eliberează orice tensiune. Observă corpul. Circulă cu atenția prin corp. Simte-ți bătăile inimii. Fiecare bătaie a inimii te aduce în prezență, te ancorează la momentul prezent, unica realitate. Dacă apar gânduri,
le lași să treacă, le accepți, nu opune rezistență, fii în acceptare totală, în calm, în pace. Inspiră. Expiră. Și relaxează-te cât mai profund. Simte bătăile inimii. Și alege să păstrezi toată atenția ta în zona inimii. Cel ce observă este mereu în pace. Simte bătăile inimii. Simte-te acasă. Și dă voie divinului să-și facă simțită prezența în interiorul tău. Inspiră adânc. Vizualizează-te, te rog, conjurat de o lumină aurie, caldă, iubitoare. Care te încălzește, te protejează, te impregnează cu iubire divină. Conștiința cristică este despre compasiune, iertare, acceptare, deschidere, pace, armonie, uniune. Toate aceste calități aparțin sufletului, iar tu ești suflet divin. Iisus vine la tine să-ți reamintească adevărata ta esență. Să-ți reamintească puterea ta care domnește în inima ta. Invocă prezența cristică în interiorul tău prin intermediul vizualizării. Și folosește puterea cuvântului, a vibrației sale. Deschideți inima, respira adânc. Și invocă-L pe Iisus cu cea mai mare încredere.
conștiință cristică supremă, care ești conștientă de mine, aici, acum, de gândurile mele, de conflictele mele interioare, de ființa mea. De bătăile inimii mele. Coboară peste mine lumina ta. Impregnează-mă de prezența ta. Reamintește-mi cine sunt. În fiecare moment. Deschidem inima. Și vino la mine. Te primesc să locuiești în inima mea. În etern. Inspiră adânc și vizualizează-te, rog, în chakra inimii, o lumină care se extinde cu fiecare bătaie a inimii tale. Se extinde din ce în ce mai mult. Îți încălzește ființa. Te umple de iubire. Și îți reamintește că ești acceptat. Și iubit necondiționat. Vizualizează-te, rog, aura ta extinsă, luminoasă și vizualizează cum din inima ta izvorăsc raze de lumină. Inspiră și deschide-te. Comunică cu această energie. Comunică cu această frecvență, cu această lumină pe care o simți în inima ta. Ca și cum ar fi prietenul tău cel mai bun. Iisus este iubire nemărginită. Radiază iubirea sa necondiționat în etern asupra întregii planete. Asupra ta și asupra tot ceea ce este. Rămâi conectat la lumina din inima ta. Iisus dorește ca tu să știi că nimeni și nimic poate avea control asupra ta decât tu însuți.
Iar dacă în inima ta există greutate, tensitate, suferință, Iisus dorește ca tu să știi că a venit momentul tău al renașterii în spirit. Rămâi conectat la inima ta și afirmă, te rog, cuvintele lui Iisus. Eu sunt așa cum Spiritul m-a creat. Eu sunt fără vină și fără de păcat. Inspiră adânc și eliberează orice formă de sentiment de vinovăție care te apasă, orice fel de neiertare, de tristețe. Energie densă acumulată acolo. Lumina conștiinței cristice purifică. Activează chakra inimii. Inspiră adânc în piept. Și prin expirație eliberează. Oferă totul în brațele lui Iisus. Și cere din nou să domnească în inima ta, unde îi este locul. Simte bătăile inimii. Primește lumina conștiinței cristice în fiecare celulă, în fiecare organ, în fiecare părticică a ființei tale. Cere-i să-ți purifice mintea. Cere-i să-ți arate calea către casă. Este aici, acum. Este cu tine, în tine. Onorează acest moment pe deplin și bucură-te pentru că Iisus vine la tine în fiecare moment în care ți-amintești de momentul prezent. Iisus este cu tine. Rămâi în inima ta. Ori de câte ori dorești să-L simți,
să te conectezi la lumina conștiinței cristice. Va fi suficient să te întorci la inima ta. În momentul prezent, în liniștea lăuntrică, a păcii tale interioare. Inspiră adânc expiră. Fii conștient de acest moment. Lumina cristică curge prin tine. Fii conștient. Rămâi conștient. Alege să trăiești în adevăr. Primește această binecuvântare.